Asculți Vocea Interioară la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători! Mă bucur că suntem din nou împreună. Numele meu este Luciana Prisecaru, psiholog și terapeut holistic, coach de dezvoltare personală și prezentatoarea acestei emisiuni cu titlul Vocea Interioară la Radio Terra Nova. Aici vom aborda subiecte interesante legate de ceea ce suntem noi ca și potențial creator, de ceea ce suntem noi ca și scântei divine. Subiectul acestei zile este despre emoții. Despre emoții și cauzele bolilor raportate la emoții. Invitatul meu de astăzi este domnul profesor, scriitor și inventator, domnul Liviu Andronovici. Mă bucur că suntem împreună în această seară și vă spun bine ați venit, domnule profesor. Bine v-am regăsit. Domnule profesor, am spus că vom vorbi despre emoții și cauzele bolilor raportate la emoții. Care sunt cauzele eliminării sănătății și cum putem face să eliminăm bolile? Da, frumoasă întrebare, dar de fapt sunt două. Le separăm puțin tel. Boala vine datorită eliminării sănătății. Ce face medicina alopată este faptul că ei se ocupă, sau ea se ocupă de corpul fizic. Are grijă foarte bună să regleze corpul fizic. Problema însă nu se duce niciodată la cauză. Pentru că corpul fizic întotdeauna este afectat de o cauză care este întotdeauna ascunsă, internă și necăutată. Dacă ținem cont că orice obiect în lumea asta, utilaj, motor, aparat, instrument, are energie și nu poate funcționa fără energie, la fel este și cu omul. Are energie, deci trebuie să fim atenți la energia lui, cât are și cât o poate folosi. Marea problemă a majorității oamenilor este că folosesc această energie în exces. O consumă. Și prin faptul că o consumă, printr-un anumit mod de gândire, mai greșit să-i spunem, se duce automat către eliminarea sănătății. Ușor, ușor, orice lucru are un început și până la urmă ajung să fie la un anumit punct degradat din punct de vedere fizic, pentru că n-au înțeles anumite lecții ale vieții. Aceste informații energetice se duc întotdeauna în emoțional, corpul emoțional. Ce face acest corp? Conține toate emoțiile pozitive și negative. Problema noastră este că nu putem controla emoțiile negative, că nu știm cum. Aici începe deja o altă poveste, cum facem mai departe cu aceste emoții negative. Care sunt emoțiile negative și care sunt emoțiile pozitive? Le-aș enumera repede aceste emoții negative. Sunt nemulțumiri, stres, tristeți, supărări, spaime, sperieturi, vinovăție, frici, temeri, furie, minciuni, oboseală, frustrări, amărăciune. Și emoții neplăcute care ne însoțesc, din păcate, toată viața. Avem și ajutoare din prejur. Din păcate, multe persoane care vin să ne atace cu tot felul de informații negative și noi nu știm să le controlăm, în primul rând, în al doilea rând, nu știm să le eliminăm. De ce? Pentru că societatea nu ne învață. În primul rând, în al doilea rând, exact invers, ne induce faptul că e bine așa, trebuie să fim agitați, trebuie să fim nervoși, trebuie să fim tot timpul cu energiile în exterior, nu în interiorul nostru, adică nu ne raportăm noi la sufletul nostru, la energia interioară, la echilibru, la liniște, niște lecții mai greu de învățat, dar pe care, din păcate, majoritatea nu reușesc să le descopere, nu reușesc să le caute, pentru că nu își găsesc timp. Nu am timp. Nu există nu am timp, mai ales pentru sănătatea ta. Timpul noi îl creăm, sigur. Noi ne creăm și realitatea, de altfel. Știm că bolile pornesc din corpul emoțional. Ce greșeli facem noi oamenii atunci când căutăm să tratăm o boală? Pentru că noi avem grijă de corpul fizic. Adică luăm tot felul de pastile cu magneziu, calciu, seleniu, siliciu, vitamine.
reglăm corpul fizic și bineînțeles că el răspunde, dar răspunde puțin, un timp. De ce? Pentru că nu rezolvăm cauza, nu eliminăm această cauză, cea pe care noi mai devreme am subliniat-o, legată de corpul emoțional, aceste emoții negative. În momentul când vom descoperi cauza și o vom elimina, atunci vom avea un răspuns asupra corpului fizic. El răspunde foarte bine, dar câștigi un timp ca să poți căuta cauza. Dacă nu elimini cauza, orice boală se întoarce. Și știm bine că aceste boli, majoritatea se întorc sub o formă sau alta, unele mai intens decât înainte. Putem face o legătură cu piramida lui Hawkins și cum să privim aceste niveluri ale conștiinței? Da, bună întrebarea. Domnul David Hawkins a descoperit această piramidă, de fapt, tot printr-o legătură cu un domn care, bolnav, Lawrence, parcă îl chema, din Sedona. De unde și el a descoperit această metodă, îi rămâne ca și denumire tehnica Sedona. De fapt, ce s-a întâmplat cu acest domn? S-a îmbolnăvit atât de grav, a ajuns la limita disperării, nimic nu exista din punct de vedere alopat, ca să-i funcționeze, să-l ajute să se repare, să se vindece. Și fiind foarte bogat, a avut timp liniștit să stea, să caute motivul, să caute această cauză. Până și-a dat seama că, de fapt, sănătatea lui stă în interiorul lui, stă în gândirea lui, nu în agitația cu care era el obișnuit ca să facă bani, să facă afaceri. Momentul când a descoperit această metodă, de fapt, este metoda găsirii iubirii interioare. Iubirea este formă de energie, așa cum și Einstein a spus, cea mai mare și cea mai puternică energie din univers. În momentul în care a descoperit această metodă, a început să lucreze și, după un timp, s-a însănătoșit. Ceea ce, surpriză, a fost mare pentru medici, în așa fel încât l-au întrebat cum s-a întâmplat fenomenul. El le-a explicat. De aici, domnul Hawkins a descoperit că se poate întâmpla și altfel, fiind în căutări legat de acest subiect, a venit și a stat de vorbă cu acest domn Lawrence. Datorită acestui schimb, a reușit să descopere această piramidă, să o pună sub o formă foarte clară, sintetizată pentru toată lumea. Și ce reprezintă ea? Ce ne ajută exact legat de subiectul nostru? În partea inferioară a piramidei este exact partea de emoții negative, pe care o au, din păcate, marea majoritate a oamenilor din acest univers cunoscut. El dă o cifră de aproximativ 78% din populație. Eu zic că e mai mare, dar ne legăm de ceea ce spune dumnealui. Oricum, cifra e uriașă. 80% este enorm, raportat la miliardele de oameni care sunt. Asta înseamnă un număr imens. Câți înseamnă, ca și rest, că există ca să-și caute posibil cumva variante de descoperire, de eliminare a acestor probleme, acestor cauze interioare. Extrem de puțin, aproximativ 20-22%, ceea ce e infim. Ne bucurăm că în viitorul care urmează, apropiat, urmează să se mai deschidă mulți oameni, dar până atunci încă sunt mulți care sunt blocați în gândire. Foarte important, acest blocaj înseamnă de fapt o minte limitată, o minte închisă, o minte ce nu vrea să se trezească. Hawkins mai departe a reușit să descopere un anumit nivel, nivelul de 200, care spune nivelul curajului. Foarte important, ai curaj să lupți cu tine, ai curajul să cauți în interiorul tău niște defecte, să le accepti. Multe persoane din lumea asta cunoscută, care au ajuns la nivel de cancer sau alte boli grave, în momentul când și-au dat seama despre ce e vorba, i-au mulțumit acelei boli. E greu de înțeles cum să-i mulțumești cancerului. Da, dar trebuie să ajungem la acceptare ca să... Aici sunt lecțiile. Lecțiile pe care noi trebuie să le învățăm. Foarte grele. Acceptare, înțelegere, răbdare și, în final, iubire care le cuprinde pe toate. Este greu pentru că, de fapt, noi nu știm să ne iubim. Și atunci dăm energie în exterior la oricine are nevoie și nu o păstrăm pentru noi. Păi orice baterie se consumă.
Dacă o păstrăm energia în interior, atunci automat ne putem duce, să zicem, sănătoși către vârste înaintate. Alții însă se duc mult prea repede că se grăbesc. Au ceva de dat mult prea mult și uită să se și încarce. Dacă ne raportăm la nivelul calibrat al conștiinței a lui David Hawkins, știm că energia fiecărui nivel predominant al conștiinței este stabilit de voința spirituală, prin intermediul căruia se produce alinierea. Ce puteți să ne spuneți aici? Este vorba despre energia pe care ți-o oferi. Adică, automat, orice gând înseamnă vibrație, înseamnă frecvență. În momentul când noi ne gândim la boală și repetăm numele, înseamnă că acea boală se va activa. Noi o intensificăm. În momentul când spunem, și asta este una dintre metode, folosim cuvinte pozitive sau rugăciune, care folosește tot cuvinte pozitive, deja trecem pe altă frecvență, e altă energie pe care noi o căutăm. Și tot repetând, la un moment dat, energia aia începe să se introducă în diverse organe, gândire în mod special, pentru că în momentul ăla începe, de fapt, controlul minții. Nu mai face mintea ce vrea ea, ego-ul nu mai răspunde la comenzile lui și atunci mintea liniștită începe să se trezească. Care sunt metodele de eliminare ale emoțiilor negative? Metode sunt mai multe. Dacă din tehnicile energetice pe care, eu știu, probabil că le-ați cunoscut sau ați auzit de ele, sunt Theta Healing, șamanism, controlul minții pe care l-am mai subliniat, legătura cu arhanghelii. Iar metodele pe care iarăși le știam, liniștea, iertările, rugăciunile, toate duc către aceeași metodă de eliminare. Acum fiecare luându-le pe în parte. Theta Healing-ul, de exemplu, este o metodă de ieșire în univers legată de Dumnezeu și care ne ajută să descoperim unde avem problemele, cum le putem scoate pe rând, pas cu pas. Controlul minții, l-am subliniat și mai devreme, este foarte important pentru că mintea nu vrea să facă orice, ea vrea să facă numai ce vrea ea, legată de orgoliu. În momentul când orgoliul îl liniștești, îl amuțești, începi să controlezi mintea în așa fel încât să-ți trimiți ție cuvinte pozitive, gânduri pozitive. Te gândești la corpul tău ca la un corp sănătos. Și exemplu este și doamna Louise Hay, care tot așa, în oglindă, ce făcea? Repeta cuvinte pozitive. Sunt frumos, sunt sănătos, sunt puternic. Deci te reconstruiești prin modul tău de a gândi. Tot i-a scris și cartea Ascultă-ți corpul, din câte știu, pentru că, acolo trebuie să ne conectăm cu ființa din noi. Da. Apoi, arhanghelii. Știm, arhanghelul Mihail sau Rafael sunt niște maestri care se ocupă de părțile astea, de reparații, adică unul repară pe partea de sănătate, altul se ocupă de tăieturi, de protecții. Apoi Sfântul, care este specialistul și reprezentantul sănătății. Îngerul sănătății, pentru că știm că există îngeri responsabili cu... Pantelimon. Îmi cer scuze. Da. Sfântul Pantelimon, care este un maestru legat de sănătate. El a fost medic și și-a dat seama că după un timp se poate rezolva problema sănătății și prin rugăciune. Deci trecând tot pe partea de cuvinte pozitive. Ce înseamnă iertările? Pentru că aici iarăși un lucru important. Iertările sunt niște greutăți pe care noi le cărăm în spate și nu ne dăm seama, întotdeauna le ascundem. Acele supărări, le băgăm sub preș undeva în minte, în suflet, în inimă și după aceea, bineînțeles că inima cedează, mintea cedează și undeva se strică, se rupe câte ceva. Așa încât, în momentul când treci la partea de iertări și există tehnica Ho'oponopono care e din Hawaii sau iertările din creștinism, oricare dintre ele sunt bune și trebuie să încercăm să iertăm și Iisus exact același lucru ne-a spus, să iertăm, este foarte greu, într-adevăr. Să ierți pe toți, pe oricine, oricând, pentru că sunt unii care, într-adevăr, ne-au atacat intens cu anumite acțiuni. Însă, iarăși trebuie să gândim că în interiorul nostru există o greșeală care se produce mai des, are o anumită frecvență și atrage
altă greșeală identică de la altcineva. Iar acel personaj care vine să ne atace, de fapt, are și el aceeași vibrație ca și noi. Ne face un bine, să zicem, într-un fel, în ghilimele, prin faptul că ne subliniază prezența greșită a ceva în interiorul nostru. Din păcate, noi nu putem gândi pentru că nu suntem obișnuiți. Ce am eu greșit de mi-a venit personajul să mă atace cu un anumit subiect? Unde este greșeala mea? În momentul în care un om vine să... la medic, de exemplu, să se însănătoșească pentru că vine bolnav, medicul îl întreabă, vrei să te însănătoșești? Vrei să fii sănătos? Și el, da, cum să nu? Vrei să elimini boala? Da. Urmează a doua întrebare, la care de obicei nu știu să răspund. Vrei să schimbi modul de a gândi care te-a dus pe acest drum? Să ajungi la acest nivel de boală? Aici nu mai știu acolo să răspund. Acolo e puțin mai greu. Este chiar greu pentru că, încă o dată, nu te învață societatea. Și mai ales că te pune la treabă. Da, da, ai tot felul de alte treburi. Nu pe ale tale. În momentul când îți oferi timpul acesta, datorită sănătății, nu te mai duci nici la spital, nici la policlinică, nici la farmacie, iar copiii sunt sănătoși, se duc la școală când alții sunt bolnavi. Pentru că știi să controlezi mintea, știi să controlezi energia, sufletul și aceste emoții. Eu care sunt... aș spune că această iertare ar veni mult mai ușor dacă oamenii ar conștientiza că au venit în această viață cu o misiune și că acei oameni care ne apasă butoanele, ca să zicem așa, sunt de fapt profesorii aleși de noi pentru a ne ajuta să creștem spiritual. Dacă am avea înțelegerea aceasta, am ști că imediat cum cineva ne face, să zicem, în ghilimele, un rău, de fapt nu este un rău, este un bun pentru noi, se produce un salt în viața noastră, pentru că intrăm în acceptare, în conștientizare și odată ce am acceptat, începem să lucrăm cu noi și să ne vindecăm, pentru că prin acel buton care ne apasă cel din fața noastră, ne arată de fapt că noi avem ceva de vindecat în interiorul nostru. Și acceptând și mulțumind cu recunoștință că acea persoană din fața noastră ne ajută cumva să ne vindecăm, se produce iertarea instant. Dar da, e multă muncă și... E greu. În primul rând e greu de înțeles, pentru că societatea nu învață. În primii 7 ani, copilul este învățat să facă anumite lucruri și spui, nu e politicos să faci, nu e bine să faci altceva, te oblig pentru că eu știu mai bine. De multe ori copiii simt că nu e bine să facă anumite lucruri. Aici apare însă problema învățării și cine te învață? Școala? Părinții? De aici pornesc aceste programe negative ale societății. Grav este că nu merg mai departe să te învețe și cum să le elimini aceste probleme, că apar emoțiile negative pe care le-am subliniat, supărări, nemulțumiri, stres, etc. Toate astea se pot elimina, dar trebuie să înveți cum să-ți controlezi mintea și să ajungi la nivelul de sănătate, acel nivel de curaj pe care l-a dat și David Hawkins, care duce mai departe spre partea de iubire. Și aici avem părțile pozitive, hai să le subliniem și pe acestea, optimismul, încrederea, înțelegerea, legile foarte clare pe care le avem, înțelegerea, acceptarea foarte grele, răbdarea, legi foarte toleranța. Grele, toleranța, da. Și mai departe ajungem la fericire și la pace interioară. Sunt foarte greu de atins, dar nu imposibil. Acest nivel, iarăși ne întoarcem, este... pentru o parte din populația lumii care încearcă, caută, se duce ori la cursuri, ori caută sub diverse forme, prin cărți, metode de eliminare a acestor emoții negative. Știm că atunci când trecem de la un nivel la altul, se produc niște schimbări la nivel mental care survin în viața noastră și atunci, de cele mai multe ori, oamenii sunt puși cumva într-o întrebare a lor interioară. Știu că am trecut și eu prin asta și... Trebuie să depășească niște bariere de gândire.
altfel nu pot reuși. Și aici apare curajul. Curajul de a sări peste barieră, să gândești exact altfel. În momentul când gândești la fel ca înainte, automat boala se întoarce, că de fapt tu stai în aceeași zonă de defectoasă de gândire. Că ești în continuare nemulțumit, ești în continuare stresat. Dacă descoperi cum să-ți controlezi mintea, să elimini din stres pe măsură ce treci, nu le băgăm sub covor, nu le ascundem, pentru că tot ce este ascuns reapare mai târziu. Deci trebuie scos, eliminat. Puteți detalia care sunt lecțiile de învățat pentru a depăși nivelurile astea? Păi lecțiile sunt, repet, e foarte greu să ajungi la nivelul iubirii, ca să înveți lecția iubirii. Sunt foarte multe persoane care spun, eu sunt iubirea, greșit, iertați-mă. Lecția este foarte grea în primul rând, apoi trebuie să ne gândim că există nivele și ale iubirii. De la nota 1, hai să zicem, ca și comparație, până la nivelul 10 este greu de ajuns, dar nu imposibil. Vorbim despre iubirea necondiționată. Da, la nivelul ăla. E clar că trebuie să trecem prin acest pas al iertării. Fără iertare nu avem cum să ajungem la iubire necondiționată. Deci, în primul rând, trebuie să înțelegem lecția iertării. Apoi, lecția înțelegerii. Pentru că un copil care vine în viața unui cuplu, ce face? Învață pe cei doi tineri înțelegerea, acceptarea, iubirea și răbdarea. Toate lecții grele. În momentul când reușim să depășim nivelul acela de barieră de gândire și să trezim mintea, începem să înțelegem totul altfel. Eu le dau exemplu tuturor. Uitați-vă la voi ca și cum ați sta la etajul 1, iar toată informația pe care o aveți stă la parter. Priviți-vă de sus și atunci veți constata unde sunt greșelile voastre de gândire, unde sunt energiile negative și automat veți căuta cumva să le scoateți. Mie îmi place foarte mult citatul lui Sigmund Freud, care spune că, din păcate, emoțiile aflate sub presiune nu mor, ele tac, dar continuă să influențeze omul din interior. Ce ar trebui să înțeleagă oamenii aici? Exact ce am spus mai devreme, foarte bine subliniat, este vorba despre emoțiile negative pe care noi le ascundem și nu știm că le ascundem. Avem impresia, foarte multe persoane mi-au zis, eu le-am dat la o parte, am trecut peste ele. Ai trecut, dar sunt în continuare înregistrate. Există o informație care coexistă în corpul emoțional, hipotalamus, în suflet, în inimă. Ele coexistă și dacă nu le-ai scos ca și informație, șters de tot, să nu mai existe, să privești totul din exterior de la distanță, ca și cum ar fi un film, fără să te implici tu în acel eveniment. Atunci de-abia ajungi la nivelul de înțelegere, de acceptare și clar că sar bariera, ne ducem la nivelele superioare ale conștiinței, ceea ce a făcut domnul Hawkins. Pentru că suntem pe finalul acestei emisiuni, ce mesaj aveți pentru ascultătorii noștri cu privire la aceste niveluri ale conștiinței? Orice boală se poate elimina datorită minții. Cine caută, găsește. Dacă rămân la nivelul alopat, părerea mea este că nu o să rezolve niciodată problemele. În momentul când vor descoperi această metodă simplă de gândire, altfel diferită, să eliminăm stres, nemulțumiri, supărări, vinovății, frici, atunci vom reuși să obținem și sănătate. Deci, căutarea depinde de voi. Domnule profesor, vă mulțumesc mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit în această seară, pentru toată această cunoaștere pe care o dăm mai departe. Vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune cu titlul Vocea Interioară. Cu siguranță acest subiect mai trebuie abordat pentru că sunt foarte multe de vorbit aici. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumesc cu recunoștință pentru că ați ales să fiți alături de noi în fiecare miercuri de la ora 17:30. Vă mulțumesc pentru toate aprecierile, pentru feedback-urile pe care le primesc. Vă doresc o seară binecuvântată. Și nu uitați, vocea sufletului ne ghidează întotdeauna pe drumul cel drept. Pe curând!